Am înțeles. Okay. Bun. Am chiar foarte frumoase. Tot ce doriți. Dar iar mă emoționez. Nu-i nimic. Dar și ce dacă? Hai să mai mergi azi. Andreea, ai șervețelul în mână. Bianca și Larisa sunt amândouă aici. Una ți aduce șervețel și apă, una dă drumul la aer sau două hiene facem una bună, fată. Ai și cafeluța aici, ai de toate. Suntem domnișoarele de onoare. O să fim materialul pentru nuntă. Noi. Ce drăguț. Asta e pe viață, fată. Dacă rămâneți împreună, e pe viață. Ne aveți și pe noi, la pachet. Nici. Ce faceți? Radu. Întrerupem programul dumneavoastră artistic pentru a vă lămuri într-o situație. Vreți să aflați cine era fata din mașină? Da. Urmăriți. Nu-mi poate să dea forță la fetiță. Aș fi venit mult, mult, mult. N-am niciun șervețel. Vreme, nici eu, nici tu. Așa e frumos, ia fără șervețele. Bine, veni la tată. Nu-mi poate la tată pe el. Ce faci? Ce? Sunt de ce, mami? Doamne, ce urâtă sunt! Nu, tu ești frumoasă, lutate! Bravo!
Aoleu, a plâns Bianca. A fost, a fost eu n-am văzut. Da. Cred că triggerul meu a fost fraza a venit tati să-ți dea forță. Cu acea frază, parcă am făcut un rezumat de tot ceea ce îmi lipsește mie și de tot ceea ce mi-aș dori eu să aud așa într-o relație, în familie, în general, susținerea părintească, nu știu, dragostea părintească, afecțiunea. Și da, chiar a fost foarte emoționant și m-am emoționat, nu m-am putut abține efectiv. De cât timp nu v-ați văzut? Când păi, când a venit. Din august. Și înainte să vin la emisiune, ei erau, când m-am înscris eu, ei erau deja de 3 săptămâni în România. Ceva de genul. Și au venit într-o vineri și eu luni am venit exact. În România. Iaca, sunt bine. Sunt aici. Eu sunt emotivă, emoțională. Empatizez. Atât, lăsați-mă. Mă bucur. Mă bucur tare mult că v-am cunoscut. Mă bucur tare mult că ați venit. Și noi ne bucurăm, sincer. Mă bucur că iată venit și le arătați celor de acasă ce părinți frumoși au copiii ăștia care sunt aici, la noi, în Casa Iubirii. Și că sunteți un adevărat exemplu pentru ei. Și că, sperăm. Și că nu sunt singuri. Și că sunteți și voi exact. Oameni. Exact. Și că aveți nevoie de înțelegere. Exact. Că tot vorbeam ieri. Exact, de asta am și acceptat, sinceră să fiu. Ne bucurăm tare mult. Exact. Ne bucurăm, dar eu sper acum să, nu știu, să vă placă, să vă fi plăcut experiența atât de mult. Foarte mult. Încât să zici, mă bucur că m-am dus, m-am simțit foarte bine, nici nu mai contează care a fost motivul principal pentru care... Nu, asta da. Dar vreau să spun, mă bucur că am acceptat și m-am simțit foarte bine, ne-am simțit. Și cumva am acceptat inclusiv pentru ea și bănuiesc că și părinții lui Emanuel la fel, sigur, pentru el, plăcere, și să se vadă că, într-adevăr, mare drag. Cel puțin ea nu e singură, cum i-aș fi venit de mult. Da, ne-am dorit ca în toate casele, tuturor celor care ne privesc, să fie așa multă iubire și înțelegere și lucruri frumoase. Ne-am dorit tare, tare, tare. Doamne ajută! Și să existe atâta înțelepciune și înțelegere când vine vorba de deciziile copiilor. Și totul este scris. Oricât ați fugit de iubire, oricât ați fugit de sufletul pereche, oricât ați fugit de ceea ce vă este scris în această viață, tot, tot acolo ajungeți. Vreau să vă las un pic, fără nimeni, fără mine, fără gaițele mele pe care o să le iau și o să merg în casa băieților. Vreau să rămâneți aici împreună, nu știu, să vorbiți, să aveți casa la dispoziție. Avem mâncărică în frigider. Fetele n-am gătit, fetele pleacă cu... Andreea, le poți face cu sandwich? Sandwich. Asta mâncăm. Le facem noi dincolo, dacă ieșim și venim înapoi. Am treabă cu voi, îți dai seama că nu vă iau degeaba acolo. Da, așadar mă bucur tare mult că v-am cunoscut. Noi, la fel. Și noi, și sper să ne vedem, să ne revedem cu bine. Cea mai mare plăcere. Și de ce nu? Și la poate nuntă. Și la nuntă. Și la nuntă, de ce nu? Promiteți că veți veni. Eu? Doamne, normal. Cum să nu? Vă așteptăm atunci. Normal, cu siguranță. Haideți la băieți în vizită. Mai duc asta sau? Să ne faceți loc. Aoleu. Hai, lasă-l acolo acum. Acum beau o cafea. Da. A fost un moment foarte frumos. Eu cred că suntem foarte... Aici se vede și la părinți, că poate noi nu putem să demonstrăm atât de multe, dar chiar la părinți se vede câtă compatibilitate putem să avem, pentru că suntem chiar foarte asemănători. Da, ai zis frumos. Așa e, nu? Mm-hmm. Completezi? Ce crezi tu? Pentru mine astăzi a fost foarte emoționant, din mai multe puncte de vedere și... nu, sincer, te apropie tine. Ai zis-o frumos. Accept. Accept. Accept.